Și pofta ce am poftit aici. Calamari, caracatițe, shrimps. Oh, he likes to stay away from me. Yes. Public. Like many other things do, you know, most of them just keep. Hei, bună ziua de aici, aeroportul Tocan. Astăzi plecăm pe anul de vacanță. S-au aliniat stelele, așa că plecăm în vacanță. O să plecăm în Africa, a doua mea casă. Sunt în aeroportul Tocan, totul a decurs bine. O să zbor cu Turkish Airlines, ca de obicei, când zbor în Africa. Prefer linia asta aeriană. Nu-i fac nicio fel de reclamă, pur și simplu e zborul mai simplu. Am prins și un bilet mai ieftin. Am plătit pentru zborul ăsta până în Zanzibar 700 de euro, de aici din București. Voi avea o scală în Istanbul de 2 ore, după care de acolo zbor 7 ore către Zanzibar. Haideți să vedem cum se descurcă zborul ăsta și o să vă spun mai multe pe parcurs atunci când o să ajungem în Istanbul. Am îmbarcat către Zanzibar. Haideți să vedem cum arată și avionul ăsta și mai povestim în avion. Ei, și am ajuns și la locul meu. Sunt eu. În curând o să-l decolăm, așa că o să mai vorbim când ajung pe aeroportul din Zanzibar. Hei! Haideți să vă povestesc un pic despre vacanța asta. O să mergem în Zanzibar, unde o să stăm o zi în Stone Town, după care o să plecăm în Jambiani pentru 3 nopți. Din Jambiani o să plecăm în Paje pentru 4 nopți, iar de acolo o să ne întoarcem în Dar es Salaam pentru o săptămână. Cam asta e traseul meu, cam asta e vacanța mea de data asta. Așa că haideți cu mine să ne bucurăm împreună de vacanța asta și să descoperim locuri frumoase. Hei, și-a venit și masa. Eu mi-am luat paste și am ales vin alb demi-dulce. Bineînțeles, apă, o prăjiturică și o salată. Pâine bun, pâine caldă. Haideți să avem poftă. Am ajuns în Zanzibar. Cam așa arată la 4 dimineața aici în Zanzibar. Viza a fost doar o simplă formalitate. Am completat un formular și am trecut în 10 minute. Nu se plătește. Acum aștept să iau un taxiu de aici și să merg către hotelul din Stone Town. Și m-am târguit aici cu băieții, $10 până în Stone Town. El e șoferul meu. He is my driver. Yes. This is the car. Let's go to Stone Town. Aici e baia. Eu am făcut early booking, e un duș, toaletă, aici e bucătăria, o să vă arăt oricum mai încolo. Și dacă are lumină aici, se vede. Asta e bucătăria, rustic așa, frigiderul, un aragaz. Asta e un lobby, ai și ventilator și am văzut că am și aer condiționat în cameră. Swahili style, totul din lemn. Și asta e camera mea, are să vă arăt. Cam așa arată. Am un pat mare aici. Am pus și eu bagajul. Sus am un ventilator, am și aer condiționat. Acesta e patul, cum vă spuneam, foarte mare. Și aici am un dulap. Rustic, foarte mișto arată. Și pe camera asta eu plătesc $32 sau 35 ceva de genul, să mă uit. Luată de pe booking. Și am făcut early,
early check-in, ca să zic așa, m-am cazat mai devreme. Adică e 5:30 dimineața. Cam asta e, o să vă arăt și împrejurimile mâine, da, dimineața, după ce o să mă trezesc, acum mă pun în pat, fac un duș. Din nou patul arată foarte bine. Hei, și am plecat să mănânc ceva, fiindcă n-am apucat să iau micul dejun. Așa că o să vizităm un pic Stone Town-ul la ora asta. N-am apucat să dorm foarte mult, dar am venit să atez masa, fiindcă dacă o să mă scol, cred că mă scol la noapte. Așa că haideți cu mine să mâncăm ceva, o să caut ceva local. Și după aceea, vedem, mai ne uităm, poate găsim și casa lui Freddie Mercury. Cam așa sunt străzile din Zanzibar, din Stone Town. Am plecat cu gazda să ne arate orașul. Și ceva fructe. Caju. Și asta zic că e o cafenea unde vin ei localnici. Arată foarte bine. Undeva aici, ascunsă. Secret. Și asta este o ușă tradițională de aici, din Zanzibar. Da. Cam așa arată aici, în Stone Town. Mie îmi place, e un fel de centru vechi la noi. Vechi, dar și cochet, cumva. Și mergem către ocean. This one. Și un tun aici care apără hotelul ăsta. Cam asta e atmosfera aici. E destul de cald. Sunt în jur de 30 de grade. Cam asta e viața aici. Haideți să vedem și meniul. Aici ne prezintă o scurtă istorie a lui Freddie Mercury. Știți că Freddie Mercury e original din Zanzibar. Și cam așa încep... Cam așa încep prețurile în meniu. Avem de la 10.000 supe. Avem aici supă de ceapă. Și ajung undeva la 28-30 chiar. $10.000 înseamnă $4. Începem ziua cu un fresh care are și între fructe și avocado. După care începem prima. Cassava fried. And what is this? Chocolate? Și cum arată o clădire care se reamenajează. Tot aici în Stone Town. Cam asta este Stone Town-ul la ora asta. O să mergem să vedem și muzeul Freddie Mercury. Vedem dacă e deschis. Eu am fost de câteva ori aici și nu l-am apucat deschis, că am fost în weekend. Și în weekend de obicei închis. Haideți să vedem, poate avem noroc de data asta și vedem cum arată și înăuntru.
Despre asta e vorba aici. House of Wonder. Iar acum se află în reconstrucție după cum vedeți. La intrare, bineînțeles, e un tun aici. Iar aici e cea. Și o porție de porumb copt. Să cum îl faci. Cam așa arată. Cam așa arată, au pus sare și lămâie. Și am ajuns și la casa memorială Freddie Mercury din nou, care este muzeu acum. Cum ați văzut, am ajuns aici la Freddie Mercury. Haideți să vedem cum arată înăuntru și despre ce este vorba în muzeul ăsta. Asta este intrarea. Asta este prețul pe care veți plăti, $8 pentru adulți, 5 pentru copii. Și este deschis de la 10 la ora 6. Aici găsiți, e deschis. This is the opening program, yes? Even Saturday and Sunday? Ok. Haideți să vă arăt. El este ghidul. Nice to meet you. My name is Marius. This is my vlogging. Nice to meet you. Ok. Let's introduce ourselves to my fans on this museum. Okay, my name is Wilfred Moses. Welcome to Freddie Mercury Museum in Zanzibar, the best place of the rock musician, Queen leading singer. He was born here in Zanzibar, in this building. And yeah, this is a small museum to make sure he was... By the way, how old he was when he left this... Actually, he was about 16, 17 years. Oh, after, a lot. In the Zanzibar Revolution, where their family moved to England. Okay, show us. Okay, this is before Freddie Mercury, the Zanzibar before. We are talking about Zanzibar 1885 to 1900. So it's Old Fort, the House of Wonders, the Jan Market, the life before Freddie Mercury, the life as Zanzibar was living. So this was a stone town. This is a Darajani market, the same public view. Oh, the yeah. Forozani, for now it's Forozani, near the port. Yeah, yeah, I can see, yes. Yes. This is all day to day. Oh, yes. Things at the Darajani market. Oh, yeah. This side we talk about the inside the old fort. This is Gerinzinger Street for now, but for yes, that time was called the German Street. Oh, at this center, the yes, big elephant. For now, we got maybe very low of that task, but still we get elephant. So oh, yeah, yeah, I know, because yeah, now it's forbidden to yeah, kill them for the task. Yes, yes, yes. This is like a ceremony. There are foreigners come to Zanzibar. Oh, that time, this is the way they wait for them. Yes, this is opposite here is the Darajani market. Oh, yes, this like one. This one, yeah, the opposite of that. Yes, it's here. Before they move the ocean, actually. Yes, 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 yes. Nice. And this is Oman, how they dressed. Yes. That is the old time, it yes. It was like a means of exchange at that time. Yes, yes. So here we come. Freddie Mercury. This is the certificate of Freddie Mercury. He was born here in 5th of September 1946. Oh, this is the original actually. No, this is a copy like by the original. Oh, okay, a copy by the original. Yes. Okay. At Nazimoja Hospital. Oh, this is the hospital. Yes. The star. Yes. Oh, it's still open. Yes. It's the same, look the same or it's... Actually, some things can be added or removed. Oh, okay. So, but it's not bigger, like the building it's... No, it's the same. Oh, okay. Yes. Yeah. So this is Freddie Mercury. This is Farouk Bulsara. Freddie Bulsara and then Freddie Mercury. Oh. So every place, this is in Zanzibar, this is in India, and this one it is England. Yes, after he became a star. Yes. It's a short story about him.
Actually, his father was Iranian, so he was Persian. Oh. The religion, most of them think that he was maybe Muslim. No, it was Persian. Zoroastrian. Oh. Oh. Zoroastrian is an Asian religion among the oldest one in the world. Oh. But for now, it's really practiced in India or in Iran. Oh, yes. I didn't know that. Huh? I didn't know that. It's just Zoroastrian. Oh. Here they have this fire temple. They believe in fire. Oh. Hei, sper că v-a plăcut la Muzeul Freddie Mercury. Eu am aflat lucruri pe care nu le știam. Așa că ne continuăm drumul aici în Stone Town. O să mergem să mâncăm ceva, după care o să mergem la hotel. Cam așa arată zona asta, cu bazar, cu de toate. Da. Foarte frumos. Găsiți de tot aici și toate se negociază. Thank you.
very nice. Ce mașini sunt astea? Sunt... Este fotografii care sunt lipite pe niște plăci din lemn. Cam așa arată aici. Și condimentele. Before I have you, now you will give me the direction. Și pofta ce am poftit aici. Calamari, caracatițe, shrimps. Deci asta e cassava sau leguma din care se face cassava. Cassava. Deci este în două. Mange. You good? Welcome, brother. Everything good? Welcome. So today you don't want to eat the spices, so I'm saving so many spices. You can come to make a shooting just experience. Și așa arată o piață de legume și multe altele. Condimente grămezi. Here we have a different kind of spices. We have a spice tea and a spice for coffee and a spice for cooking, like a vanilla tea, banana tea. You know this one? What is this? It's green tea? No. Black? This is vanilla. Vanilla? Yeah, vanilla sticks. Oh, da, asta e vanilie. Naturală. Mirosul foarte mișto. Aia, da. E vanilla essence. Where is this from? It's from here, Zanzibar. From Zanzibar? Yeah. This one for essence. Made by that? Essence. We're using tea, juicy. How much is this, for example? It's a different price. Like this one is 10,000 shilling for one bunch. Okay. Because you know what, vanilla, saffron and nutmeg, the king of spice, a little bit is up. So where you come from? From Romania, from Europe. Romania? Yes. Oh, una matata. Thank you. See, here masala, pilau. Pilau, ah, for pilau. Yeah, pilau. Oh, chiar miros asta într-un fel. Pilau. Yes. This one is carissa. You know? Cinnamon. Oh, da. Cinnamon sticks. Scorțișoară, da. Yeah. We call scorțișoară in my language. Ah, scorțișoară, yes. This one cava. Coffee. Coffee. Yeah, it's nice coffee, Arabica coffee. This is beans. This is Kilimanjaro powder. Oh. Yeah. Also coffee powder. Kilimanjaro powder. Yeah. This one is robusta. Yeah, Arabica. This is Arabica. Yes. Arabica. And this is where you take it from? This is from mainland, you know mainland? Oh, in Dar es Salaam. Dar es Salaam, yeah. And this one, pepper. You know pepper? Yes, of course I know. Yeah. Ginger. Imbe. The ginger. You know ginger? We have everything, yes. We have everything here, I see. We have so many things here. Saffron, cacao. Here is a gift. This one. The shape of dolphin, shape of Zanzibar, your tuna, yeah, Africa, art, yeah, also very nice, yes. Trebuie să vă duc și la piața de pește. Man, cât am mai tonul aici. Trebuie să vă spun ceva. Nu miroase atât de rău pe cât pare.
ce frumos îi face aici. Ia uite aici, caracatiță. Arată într-un fel piața asta, aoleu. Oricum o să vă pun pe vlog și prețurile de la noi, că m-am uitat înainte să plec. Dar ce nu văd aici, așa am întrebat mereu, icre de pește. N-am văzut, ei nu gătesc, nu cred că vând icre de pește. Vedeți cum se mănâncă aici așa, un grătar, un pește bun. Ceangu, a. Cam așa arată aici la localnici. Încă eu am vrut să mănânc cum mănâncă localnicii. Chips maiei, un fahini chicken, ugali, un chips. Mâncare Swahili. Haideți să avem poftă. Toate astea, apropo, m-au costat 33.000 de shilingi, ceea ce înseamnă undeva la 15 dolari. Hei, tocmai asta copioasă. O să merg înapoi la apartament. O să dorm și ceva, că nu prea am dormit. Iar mâine, cum v-am spus, o să plecăm către Giambiani. Așa că de dimineață o să am cu dejun, după care o să mă duc să-mi iau taxiul și o să mă duc către Giambiani. Ăsta a fost vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut, mai ales cei de la Casa Muzeum Freddie Mercury. Mie mi-a plăcut, am auzit lucruri interesante. Așa că până mâine, până la vlogul următor, stați sănătoși și fiți aproape!